Vă salut, prieteni! Vă spun bun găsit la un nou documentar. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și astăzi vă prezint o previziune despre cum ar putea evolua epidemia în 2021 și nu numai, făcută de epidemiologi și medici specialiști în boli infecțioase. Haideți să vedem! Un document al Serviciului Public de Sănătate al Marii Britanii, descoperit de The Guardian, arată că specialiștii englezi se așteaptă ca îmbolnăvirile cu coronavirus să dureze până cel puțin în primăvara anului 2021. Conform sursei citate, epidemia de coronavirus din Marea Britanie va dura până la următoarea primăvară din 2021 și ar putea avea ca efect spitalizarea a aproximativ 8 milioane de persoane. Documentul secret mai arată că șefii din sănătatea publică britanică sunt pregătiți să se confrunte cu coronavirusul pentru următoarele 12 luni, iar până la 80% din populație să fie infectată. De altfel, englezii nu sunt singurii care sunt convinși că acest coronavirus este aici pe termen lung. Iată în continuare ce prezic și alți oameni de știință din domeniul medical pentru următoarele luni și chiar pentru următorii ani. Iunie 2021. Lumea se află în modul pandemie de un an și jumătate. Virusul continuă să se răspândească cu o intensitate lentă. Exporturile își încetinesc activitatea, acesta fiind un nou trend normal. Un vaccin aprobat oferă 6 luni de protecție. Încheierea de acorduri internaționale este însă în continuare blocată. Se estimează că 250 de milioane de oameni au fost infectați în întreaga lume și 1,75 de milioane de persoane au decedat. Este un scenariu realizat de epidemiologi și specialiști în boli infecțioase care ne arată cum ar putea evolua pandemia COVID-19. În întreaga lume, epidemiologii construiesc proiecții pe termen scurt și lung ca o modalitate de a se pregăti și de a atenua potențiala răspândire și impactul SARS-CoV-2, virusul care cauzează COVID-19. Deși previziunile și termenele lor variază, previzioniștii sunt de acord asupra a două aspecte. COVID-19 este aici pentru a rămâne, iar viitorul depinde de o mulțime de necunoscute, inclusiv dacă oamenii dezvoltă imunitate durabilă la virus, dacă sezonalitatea afectează răspândirea acestuia și, poate cel mai important, dacă alegerile făcute de guverne și persoane sunt cele mai bune. O mulțime de locuri se deblochează și multe locuri nu. Nu știm încă ce se va întâmpla, spune Rosalind Ego, imunomodelator de boli infecțioase la London School of Hygiene and Tropical Medicine, care a lucrat la scenariul prezentat în acest material. Viitorul va depinde foarte mult de cât de mult se reia socializarea și de ce fel de prevenire facem, spune și Joseph Wu, un specialist de boli infecțioase de la Universitatea din Hong Kong. Modelele recente și unele măsuri de austeritate arată că schimbările de comportament pot reduce răspândirea de COVID-19 dacă cei mai mulți, dar nu neapărat toți, se conformează. Numărul infecțiilor de COVID-19 confirmate a trecut în prezent de 25 de milioane la nivel global, cu aproximativ 860.000 de decese. Măsurile de carantină se ameliorează în multe țări, determinând unii oameni să presupună că pandemia se încheie, spune și Jonathan Grad, epidemiolog la Școala de Sănătate Publică Harvard Chan din Boston, Massachusetts. Dar nu este cazul, vorbim aici despre un termen lung, continuă acesta. Dacă imunitatea la virus durează mai puțin de un an, de exemplu, similar cu alte coronavirusuri umane aflate în circulație, ar putea exista creșteri anuale ale infecțiilor cu COVID-19 până în 2025,
și chiar mai departe. Dar ce spun cercetătorii din domeniu despre anul următor? Iată ce se poate întâmpla în viitorul apropiat. Pandemia se manifestă în mod diferit, de la o țară la alta. Țări precum China, Noua Zeelandă și Rwanda ating un nivel scăzut de cazuri după perioade de carantină diferite și reduc restricțiile în timp ce urmăresc apariția unor focare. În alte țări, precum Statele Unite și Brazilia, cazurile cresc rapid, după ce guvernele au ridicat restricțiile sau nu le-au activat niciodată la nivel național. Există și epidemiologi foarte îngrijorați cu privire la evoluția acestei boli. În Africa de Sud, care ocupă locul 5 în lume în ceea ce privește totalul cazurilor de COVID-19, un grup de specialiști pe boli autoimune estimează că țara se poate aștepta la un vârf în august sau septembrie, cu aproximativ 1 milion de cazuri active și cumulativ până la 13 milioane de cazuri simptomatice până la începutul lunii noiembrie. În ceea ce privește resursele spitalicești, încălcăm deja capacitatea în anumite domenii. Așa că cred că cel mai bun scenariu al nostru nu este unul bun, spune Juliet Palliam, director la Centrul Sud-African pentru Modelare și Analiză Epidemiologică de la Universitatea Stellenbosch. Dar există știri pline de speranță pe măsură ce măsurile de carantină se relaxează. Datele actuale sugerează că schimbările personale de comportament, cum ar fi spălarea mâinilor și purtarea măștilor, vor face parte din viața oamenilor și după ridicarea restricțiilor, ajutând la stoparea valului de infecții. O echipă de la centrul MRC pentru analiza bolilor infecțioase globale de la Imperial College din Londra a constatat că, în rândul celor 53 de țări care au început să se deschidă și să ridice restricțiile, nu a existat o creștere la fel de mare a infecțiilor, așa cum s-a prevăzut pe baza datelor anterioare. Este subevaluat cât de mult s-a schimbat comportamentul oamenilor în ceea ce privește măștile, spălarea mâinilor și distanțarea socială. În 2021, de exemplu, nu va mai fi nimic ca înainte. De altfel, nu mai este deja nimic ca înainte, spune Samir Bhatt, epidemiolog, boli infecțioase, la Imperial College din Londra și coautor al studiului. Cercetătorii din laboratoarele de virusuri au studiat și cât de utile sunt aceste comportamente. La Universitatea Anembi Morumbi din São Paulo, Brazilia, biologul Osmar Pinto Neto și colegii săi au rulat mai mult de 250.000 de modele matematice ale strategiilor de distanțare socială, descrise ca fiind constante, intermitente sau retrogradate, cu restricții reduse în etape, alături de intervenții comportamentale, precum purtarea măștii și spălarea mâinilor. Echipa a ajuns la concluzia că dacă 50-65% dintre oameni sunt precauți în public, renunțarea la măsurile de distanțare socială la fiecare 80 de zile ar putea ajuta la prevenirea creșterii infecțiilor în următorii 2 ani. Va trebui să schimbăm cultura modului în care interacționăm cu alți oameni, spune Osmar Pinto Neto. În general, este o veste bună că, chiar și fără testare sau vaccin, comportamentele pot face o diferență semnificativă în transmiterea bolii, a adăugat acesta. Specialistul în boli infecțioase Jorge Velasco Hernandez, de la Universitatea Națională Autonomă din Mexic și colegii săi, au examinat de asemenea diferența între carantină și protecția personală. Ei au descoperit că dacă 70% din populația Mexicului ar fi respectat voluntar măsurile precum spălarea mâinilor și purtarea măștii de protecție,
care au început la sfârșitul lunii martie, rata îmbolnăvirilor ar fi scăzut după punctul maxim atins la sfârșitul lui mai sau începutul lunii iunie. Guvernul însă a ridicat măsurile de restricție la 1 iunie și, mai degrabă decât să scadă, numărul de decese săptămânale cu COVID-19 a crescut. Echipa lui Velasco Hernandez consideră că două sărbători legale au acționat ca evenimente de răspândire, provocând rate ridicate de infecție, chiar înainte ca guvernul să ridice restricțiile. Distanțarea socială ar putea fi necesar să se mențină timp de ani de zile de aici înainte, pentru a suprima vârfurile COVID-19, mai susțin specialiștii. În regiunile în care COVID-19 pare să fie în declin, cercetătorii spun că cea mai bună abordare este supravegherea atentă prin testarea și izolarea cazurilor noi și urmărirea contactelor acestora. Aceasta este situația din Hong Kong, de exemplu. Experimentăm, facem observații și ne ajustăm încet, spune Joseph Wu. El se așteaptă ca strategia să prevină o reapariție uriașă a infecțiilor, cu excepția cazului în care traficul aerian sporit aduce un număr substanțial de cazuri importate. Dar cât de necesară este urmărirea și izolarea contactelor pentru a controla eficient un focar COVID-19? O analiză realizată de Centrul pentru Modelarea Matematică a Bolilor Infecțioase COVID-19 a simulat focare noi de diferite contagiozități, începând de la 5, 20 sau 40 de cazuri active. Echipa a ajuns la concluzia că urmărirea contactelor trebuie să fie rapidă și extinsă, urmărirea a 80% din contacte în câteva zile, pentru a controla un focar. Grupul evaluează acum eficiența urmăririi digitale a contactelor și cât timp este fezabil să se mențină persoanele expuse în carantină. Găsirea echilibrului dintre ceea ce este de fapt o strategie pe care oamenii o vor tolera și ce strategie va analiza un focar este cu adevărat importantă, spune specialistul Rosalind Ego, coautorul studiului. Urmărirea a 80% din contacte ar putea fi aproape imposibil de realizat în regiunile care încă se confruntă cu mii de infecții noi pe săptămână. Și mai rău, chiar foarte multe cazuri sunt probabil subestimate. O previziune pentru 1 iunie 2021 a unei echipe din Massachusetts Institute of Technology, MIT, din Cambridge, care analizează datele de testare COVID-19 din 84 de țări, sugerează că infecțiile globale au fost de 12 ori mai mari și decesele cu 50% mai mari decât cele raportate oficial. Există mult mai multe cazuri decât indică datele. În consecință, există un risc mai mare de infectare decât oamenii ar putea crede că există, spune John Sterman, coautor al studiului și director al MIT System Dynamics Group. În concluzie, prieteni, dacă ați fost atenți, specialiștii pun în discuție posibilitatea monitorizării digitale a focarelor COVID. Dar, mai interesant, monitorizarea contactelor directe ale celor depistați cu coronavirus sau contactii direcți, cum mai spun unii specialiști. Oare să ne îndreptăm cu pași mici, dar siguri, spre un imens Big Brother global, despre care tot vorbesc, tot mai multe asociații și ONG-uri care pledează pentru libertatea și drepturile omului? Nu ar fi nimic nou sub soare. China deja deține cel mai sofisticat sistem de supraveghere electronică. Acest lucru este deja cunoscut. Însă, epidemia de coronavirus a oferit autorităților pretextul perfect de a renunța la orice menajamente și de a expune la lumina zilei toată monstruozitatea acestei rețele Big Brother. Companiile de inteligență artificială care produc camere de supraveghere inteligente se laudă că sistemele lor pot scana străzile în căutarea persoanelor care prezintă fie și o febră mică,
le pot recunoaște fețele, chiar dacă sunt acoperite de măști sanitare și le pot raporta autorităților. Dacă un pacient cu coronavirus se urcă într-un tren, sistemul așa numit al identității reale, aparținând căilor ferate, poate oferi o listă cu persoanele așezate în apropierea omului, scrie Reuters. Aplicații pentru telefoanele mobile le pot spune utilizatorilor dacă s-au aflat într-un avion sau într-un tren cu o persoană cunoscută ca fiind purtătoare de coronavirus. Iar hărțile le pot arăta amplasamentele clădirilor unde locuiesc pacienții infectați. Speriați de epidemie, chinezii s-au resemnat, ori chiar acceptă cu bucurie un sistem diabolic de supraveghere care întrece cele mai sinistre distopii SF. Și în ciuda unei oarecare agitații pe rețelele sociale, chinezii par să se fi resemnat cu noile intruziuni ale autorităților, sau chiar să fie de acord cu ele, ca un mijloc de a lupta cu urgența medicală. În actualele circumstanțe, oamenii sunt înclinați să considere acest lucru ca fiind unul rezonabil, deși nu sunt informați în mod specific despre acest subiect, spune Caroline Big, asociată la cabinetul de avocatură DLA Piper din Hong Kong, citată de Reuters. De multă vreme, companiile de telecomunicații urmăresc discret mișcările utilizatorilor. China Mobile, de exemplu, și-a promovat fățiș acest serviciu, trimițând un SMS locuitorilor Beijingului pentru a-i înștiința că pot verifica pe unde au mers în ultimele 30 de zile. Compania nu a dat nicio explicație pentru ce ar putea avea nevoie utilizatorii de această informație, dar ea s-ar putea dovedi folositoare dacă ar fi întrebați de autorități. În era megadatelor și a internetului, mișcarea unei persoane poate fi urmărită cu acuratețe. Așa că ne aflăm într-o situație diferită de cea din timpul epidemiei de SARS din 2003, a declarat și epidemiologul Li Lanjuan într-un interviu pentru televiziunea de stat CCTV. Dispunând de asemenea noi tehnologii, ar trebui să le folosim la toată capacitatea lor pentru a descoperi și a ține sub control sursa infecției, mai spune acesta. Chiar ministrul chinez al industriilor a trimis o notă companiilor de inteligență artificială și institutelor de cercetare, cerându-le ajutorul în lupta pentru eradicarea epidemiei. Companiile s-au grăbit să răspundă cu un val de anunțuri în care lăudau calitățile tehnologiilor lor. Compania de recunoaștere facială McVie a declarat că a dezvoltat un nou mod de reperare și identificare a persoanelor atinse de febră cu ajutorul Ministerelor Industriilor și Științei. Noul sistem de inteligență artificială pentru măsurarea temperaturii, care detectează temperatura cu camere termale și folosește date corporale și faciale pentru a identifica indivizii, se află deja în faza testelor finale. SenseTime, o altă importantă companie de inteligență artificială, afirmă că a realizat un sistem care să fie utilizat la intrarea în clădiri și care poate identifica persoanele ce poartă măști, depășind astfel o slăbiciune mai veche a acestei tehnologii. Compania de camere de supraveghere Zhejiang Dahua afirmă că, folosind camerele cu infraroșu, poate detecta febra cu o precizie de 0,3 grade Celsius. Într-un interviu acordat agenției de știri de stat Xinhua, Zhu Jiansheng, de la China Academy of Railway Sciences, a explicat în ce mod tehnologia poate ajuta autoritățile să găsească persoanele care au putut intra în contact, în tren sau în avion, cu un caz suspect sau confirmat de coronavirus. Vom recupera informații relevante despre pasager, inclusiv numărul trenului, vagonului și informații despre persoanele care s-au aflat în vecinătatea acelui pasager, trei rânduri de locuri în față și în spate, spune Zhu. Vor extrage informațiile și apoi le vom furniza departamentelor competente pentru prevenirea epidemiei. Încheie acesta.
Prieteni, eu mă opresc aici, vă las pe voi să trageți concluziile mai departe. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi. Până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc numai bine și aveți grijă de voi. Pe curând!